Bine v-am găsit, vă spunem și săptămâna aceasta la emisiunea Alfa Omega în Obiectiv. În această emisiune vrem să vorbim puțin despre tematica principală a acestei luni, luna martie. Ca de fiecare dată, în ultimii ani, am găzduit, am promovat, am organizat o campanie media pe durata întregii luni, pro-familie, pro-viață. Poate Dumnezeu a îngăduit așa și ne-a pus pe inimă în urmă cu mai mulți ani de zile ca să începem anul cu prima campanie media. Avem mai multe pe parcursul anului, după cum știți, în care să promovăm valorile vieții și ale familiei. Cred că este și voia Domnului ca aceste lucruri să fie o prioritate pentru credincioși, pentru toată creația Lui. În fond, Dumnezeu a creat viața, Dumnezeu ne-a creat pe noi, Dumnezeu a creat familia ca instituție, e important să promovăm aceste lucruri, să le aducem aminte celor care au nevoie să li se aducă aminte de faptul că viața este produsă de Dumnezeu, inițiată de Dumnezeu, dată nouă de Dumnezeu în mod divin, e ceva ce aparține Lui, trebuie să avem grijă de viață, de tot ce înseamnă viață, de tot ce înseamnă familie și în acest sens această campanie este ceva care, zic, ca un fir roșu pe întreaga luna martie. Însă această preocupare noastră face parte dintr-o deschidere mai largă pe care o avem de o vreme încoace, tot mai controlată și mai coerentă, noi spunem creștinul și societatea. Desigur că societatea actuală, contemporană, nu numai acum, ci de-a lungul timpului, a însemnat tot ce înseamnă viața individului, începând cu viața. Așadar, campania pro-viață, pro-familie face parte din deschiderea aceasta mai largă a lucrării Alfa Omega TV, o deschidere către ce înseamnă întreaga societate. Și vă propun ca la începutul acestei emisiuni, prima emisiune din această lună, revenim cu câteva subiecte și detalii pe parcursul celorlalte săptămâni, dar acest început, această prima emisiune din săptămâna Pro Viață, Pro Familie, începe, zic eu, vă invit să urmăriți un spot care se numește Creștinul și Societatea, un spot realizat de noi de anul trecut, care sintetizează această preocupare mai largă a noastră de a reflecta, de a potența, de a atrage atenția creștinului pentru tot ce înseamnă societate, inclusiv problema aceasta specifică lunii acestea de viață și familie. Rolul nostru ca creștini în societate este de a fi sare și lumină în toate domeniile de activitate, prin integritate, competență și compasiune pentru cei din jur și prin manifestarea puterii lui Dumnezeu, acolo unde Hristos ne-a așezat pe fiecare. Încurajăm atât creștinul obișnuit, cât și lideri și experți din diverse sfere ale societății să fie lumină în locul în care se află. Alfa Omega publică materiale media creștine ce încurajează creștinul să-și trăiască credința în marile domenii ale vieții. Profesia, raportarea la stat și instituții, creștinul și biserica, educația, cultura, știința, raportarea la tehnologie și media, relația cu cei din jur, dimensiunea socială. Canalul Alfa Omega TV conține programe despre dezvoltare personală, mărturii și sfaturi biblice pentru antreprenori, emisiuni de știință creaționism, materiale despre etica muncii, emisiuni despre relații sănătoase, reportaje despre implicarea pozitivă a creștinilor în politică. Seria de documentare Speranță pentru România, produse de Alfa Omega TV, tratează probleme actuale ca adopția, tehnologia, drogurile, problematica romilor în societate. Producem și alte reportaje relevante. Prin campaniile multimedia Creștinul și Societatea desfășurate pe TV, site, media socială, e-mail și mobil, am promovat aplicarea principiilor creștine în marile domenii ale vieții. Profesia, biserica, dimensiunea socială, educația, tehnologia, banii, statul și relațiile cu cei din jur. Pe site-ul alfaomega.tv, în medie, 7% din vizitatori accesează sute de articole și video publicate în secțiunea Creștinul și Societatea. Mulți creștini se confruntă cu dificultăți financiare, reflectate și în cererile de rugăciune primite. Astfel am realizat pachetul multimedia gratuit, liber de datorii, despre administrarea finanțelor personale. Iar pachetul multimedia Căsătoria și Familia prezintă principii biblice de viață pentru persoanele căsătorite. Distribuim anual mii de reviste gratuite Alfa Omega TV Magazin pe teme ce țin de direcția Creștinul și Societatea. Prin proiecte de televiziune, media digitală, print, campanii și resurse speciale, motivăm creștinii să umble cu Dumnezeu în fiecare zi, fiind spirituali și relevanți, sare și lumină pentru cei din jur, pentru societatea contemporană. Prin proiecte de televiziune, prin media digitală, editură, campanii și resurse speciale, motivăm creștinii să umble cu Dumnezeu în fiecare zi,
să crească în statură spirituală, în integritate, în relevanță, fiind sare și lumină pentru cei din jur, pentru societatea contemporană. Poți și tu să faci o diferență. Fii alături de noi, parteneri în rugăciune și financiar, pentru a duce Evanghelia și valorile creștine în casele și în inimile românilor. Fii parte și tu! Așadar, a fost un spot realizat de noi în urmă cu câteva luni de zile, care sintetizează preocuparea studiului nostru pentru abordarea oricărui probleme a societății din perspectivă creștină. Creștinul în societate este o chemare, o dimensiune importantă, clară, a lucrării Alfa Omega TV. Acum vă invit să urmăriți în continuare spotul specific acestei luni. De altfel, îl vedeți, îl urmăriți pe ecran foarte des pe canalul Alfa Omega TV, pe zonele noastre online. Spotul care subliniază, atrage atenția asupra acestei campanii media, acestei avalanșe de resurse media pe care noi o intenționăm, o facem, o promovăm, o împingem înainte în această lună martie pentru promovarea vieții și familiei. Martie e luna pro-familie și pro-viață la Alfa Omega TV. Descoperiți importanța familiei tradiționale și a protejării vieții copiilor nenăscuți. Aflați cum puteți duce dragostea lui Dumnezeu într-o țară răvășită de imoralitate sexuală, divorțuri, familii disfuncționale și avorturi. Urmăriți filme, documentare și mărturii pe canalul TV, citiți articole de pe site-ul www.alfaomega.tv și alte informații postate pe rețelele de socializare. Alfa Omega. Susține și tu familia și viața alături de Alfa Omega TV. În acest spot, chiar dacă l-ați văzut și l-ați văzut de mai multe ori pe canalul Alfa Omega TV, ceva similar am difuzat și în anii trecuți când am avut această campanie, mi-aduce aminte de un adevăr. Nu putem fi creștini, indiferent de ce culoare, ortodoxi, pentecostali, baptiști, evanghelici, un fel sau într-altul, catolici, fără să fim pro-viață. Cineva spunea, mi-aduc aminte o pancardă pe care am filmat-o, am pozat-o în urmă cu niște ani de zile la un marș pro-viață din Oradea, scrie acolo pe o pancardă, nu poți să fii creștin și să fii pro-avort. E ceva ce contrazice, bate cap în cap cu convingerile noastre primare, esențiale, de bază ca și credincios. Deci, indiferent de discursul public din această vreme, din acești ani, noi ca și credincioși avem câteva valori, câteva repere, câteva stâlpi în viața noastră de la care nu putem să facem compromis. Avem nuanțe, avem posibilități de a marja, de a dialoga, de a face, nu pot să spun compromisul în sensul rău al cuvântului, dar ne adapta la situații, dar sunt câteva valori, găsiți-le și dumneavoastră, găsiți-le în viața dumneavoastră la care nu putem face rabat, sunt valori pe care Dumnezeu l-a pus în viața noastră, printre care și opțiunea aceasta de a fi pentru viață, de a fi împotriva avorturilor, viața e dată de Dumnezeu și noi trebuie să o apărăm. Chiar pruncuciderea din momentul concepției, oricând, pe parcursul sarcinii, este o pruncucidere, este o crimă. Noi știm asta ca și credincios. E vreun credincios dintre dumneavoastră care nu știe acest lucru? Așadar, nu putem să avem o poziție ambiguă, că așa ni se spune, că așa e modern, că așa este mersul lucrurilor și este opțiunea femeii, este opțiunea familiei să păstreze sau nu un copil. Este, cu cap și coadă, o crimă, așa ne spune Biblia, noi spunem ce spune Biblia. Și aceasta este perspectiva pe care o avem în toate abordările. Noi aici la Alfa Omega, abordarea scripturală biblică asupra tuturor aspectelor care vizează societatea, inclusiv această problemă a vieții și a familie. Pentru că familia este strâns legată de viață, într-un fel viața normală, după voia Domnului, apare în sânul unei familii. Un copil se naște într-o familie, printr-o relație între un bărbat și o femeie. Abordările sociale poate sunt diverse, nuanțate, nu toți cei care ne urmăriți, într-un fel, ați apărut pe lumea aceasta și eu, într-o familie, în urma unei relații între un bărbat și o femeie, nu altfel. N-am fost într-o eprubetă, gata că se încearcă tot felul de experimente, n-am fost creat într-o eprubetă, ci a apărut fiecare dintre noi, cei care ne urmăriți, cei care ne-au urmărit și ne vor urmări, ca urmarea unei relații între un bărbat și femeie. Așa a îngăduit Dumnezeu. Și mai mult decât atât, Dumnezeu a îngăduit ca orice copil să se nască într-o familie întemeiată după principiile Lui, nu o familie de conjunctură, adaptată la condiții pe baza unor aranjamente sociale, o familie stabilită, instituționalizată în fața unei autorități spirituale. Așa se naște o familie adevărată,
oficiată de un slujitor al Domnului, de o autoritate spirituală. Desigur că e important și semnarea unor acte, unor documente, dar primordial este aceasta. Nu vă spun eu acum, sunt multe materiale care vorbesc despre acest lucru, așadar viața și familia sunt dimensiuni. Familia este și o instituție divină instaurată de Dumnezeu. Și cel mai mult, de orice ne-a preocupat acest lucru, cel mai mult am rezonat noi la Alfa Omega și eu personal la o abordare, o definire în ceea ce privește familia. Desigur, mulți spun familia fundamentalistă, familia biblică, înseamnă bărbat și femeie. Însă eu cred că cea mai importantă rostire asupra ceea ce înseamnă familie este familia naturală. Așa a gândit Dumnezeu, așa a înființat-o, așa este normală, familia naturală. Este și abordarea care ne-a plăcut foarte mult în prezentările profesorului universitar dr. Stelian Tofană. L-am întâlnit și numai cu câțiva ani de zile la unele prelegeri pe care le-a avut chiar în București, în Parlamentul României. L-am vizitat de curând la Cluj, unde el slujește în cadrul Universității Babeș-Bolyai la Facultatea de Teologie Ortodoxă. El este șeful catedrei de Nou Testament. Cunoaște Scriptura. Ceea ce am apreciat de la dânsul și o să dăm din nou materiale cu el este faptul că este ancorat în Scriptură și dincolo de orice este autoritatea Scripturii, chiar și în problema aceasta mai sensibilă cum este familia. Așadar, vreau să inserăm aici un modul din discuția care am avut-o, unde evident preotul Stelian Tofană, profesor universitar, vorbește despre familia naturală. Potrivit textului Scripturii, potrivit cuvântului Dumnezeu, familia este una singură. Familia naturală. Toate celelalte segmente și devieri din familia naturală nu sunt altceva decât ieșiri din propria matcă a familiei naturale. Și iată care e familia naturală. Am să citesc tot din Sfânta Scriptură. Pentru că noi, toată credința noastră și existența noastră e fundamentată pe Sfânta Scriptură. Și am spus la început că avem o Constituție. De fapt, avem două Constituții pe care trebuie să le respectăm. Constituția țării tale, pe care trebuie să o respecti ca cetățean, și Constituția țării tale creștine, care este Biserica, da? Adică Împărăția lui Dumnezeu, din care faci parte, și care este Biblia. Și iată ce se spune în Cartea Facerii, în actul creației lumii. Dumnezeu este preocupat, după ce creează lumea, de un om, care om, creat din iubirea lui Dumnezeu, omul este explozia iubirii lui Dumnezeu, urma să împlinească, oarecum să zicem așa, comuniunea de iubire trăimică. Iubirea nu poate să rămână închisă. Deci aia mereu se manifestă în afară. Așa că creația omului este o expresie a exploziei de iubire a lui Dumnezeu, extinsă mai departe în creație. Și îl face pe om. Și iată ce spune Sfânta Scriptură. Nu spun eu. Citesc din Cartea Facerii, din capitolul 1, versetul 26, 27 și 28, numai două versete. L-a făcut Dumnezeu pe om după chipul său. După chipul lui Dumnezeu l-a făcut. Și acum este important. A făcut bărbat și a făcut femeie. Pentru cuvântul bărbat în originalul ebraic și apoi tradus în Septuagintă în limba greacă, este arsen în Septuagintă, care arsen însemnează o ființă de sex masculin. Și pentru femeie, în Septuagintă, este cuvântul tili, care însemnează o ființă de sex feminin. Și atunci, potrivit sensului original al termenilor, traducem acum. Și atunci, dacă traducem, trebuie să spunem așa. A făcut Dumnezeu pe om după chipul său. L-a făcut o ființă de sex masculin și o ființă de sex feminin. Am adăugat eu ceva de la mine?
Asta este Scriptura. Și ăsta este sensul original al textului. Și ce face Dumnezeu cu acești doi oameni? I-a lăsat singuri? I-a lăsat izbeliște? I-a creat și i-a lăsat singulari? Nu. Pe acești doi oameni, adică pe aceste două ființe de sexe diferite, încă o dată, nu o spun eu, o spune Biblia, adică cuvântul lui Dumnezeu, pe aceste două ființe de sexe diferite îi binecuvintează Dumnezeu. Îi unește, cum se spune, și le dă un mandat pentru toată creația lui. Le dă o poruncă pe care ei trebuiau să o îndeplinească și care poruncă, în care poruncă ținea toată frumusețea creației lui. Și iată care este binecuvântarea și porunca. Versetul 28. Și a binecuvântat Dumnezeu pe ei zicând, i-a binecuvântat, dar spunează, i-a unit și a revărsat peste ei harul și puterea lui și energia lui. Și în virtutea acestui har, acestei puteri dumnezeiești, ei primesc acum porunca. Fiți rodnici, adică lucrați, și vă înmulțiți, umpleți pământul și îl stăpâniți. El a dat pământul, adică toată creația, i-a dat-o omului în stăpânire. Vă înmulțiți, adică le-a dat porunca de a perpetua specia umană, adică ce să perpetueze? Creația lui Dumnezeu. Să extindă creația lui Dumnezeu. Ei, în momentul în care acele două ființe au fost binecuvântate și li s-a dat mandatul perpetuării speciei umane, da? În momentul acela avem de-a face cu prima familie creată de Dumnezeu, prima familie pe care El a instituit-o în creația sa cu un scop și cu un mandat foarte precis. Aceasta e familia naturală. Așadar, poate nu rețineți mare lucru din această emisiune Alfa Omega în obiectiv, dar acest lucru să rețineți că din nou, la o nouă emisiune Alfa Omega TV, vorbim despre familia naturală. Acest lucru ar trebui să fie punctul de plecare oricărei discuții în ceea ce privește familia, variante, convenții sociale. Așa este familia. Familia naturală, normală, statuzată de Sfânta Scriptură, inițiată de Dumnezeu, de cine altceva decât de Dumnezeu, așadar, familia naturală. Și în săptămâna aceasta pe canalul Alfa Omega TV și pe mediile noastre o să puteți urmări și emisiuni, chiar în extens, o discuție cu Părintele Tofană, cum place să-i spun, pe care am avut-o recent la Cluj, dar și alte emisiuni, fie produse aici de noi în România, fie traduse de noi și oferite dumneavoastră. Printre acestea este și o serie pe care vreau să vă recomand cu Chip Ingram, o serie de 12 emisiuni în fiecare vineri de la ora 6:30, redifuzată episod după episod în dimineața acelea zile, Chip Ingram, despre impactul culturii. Sunt cuprinse diverse aspecte, inclusiv cele despre care v-am vorbit. Sigur, cultura ne joacă feste, noi avem o cultură biblică a Scripturii, ne place să abordăm toate discuțiile despre cultură, despre societate din perspectivă biblică, însă Chip Ingram, pe această serie de 12 emisiuni, dezbate diverse aspecte ale culturii din perspectivă creștină. Un scurt trailer această serie de emisiuni, după care revenim. Welcome to Culture Shock, responding to today's most controversial issues. Hi, my name is Chip Ingram with Living on the Edge, and you are about to go on a journey with me. We're going to explore the most controversial, polarizing issues in our world and in our day. So as we begin, let me ask you a question. What do you believe about truth, about sex, about the environment, about abortion, about homosexuality, even the church and politics? What are your convictions? And maybe more important, what does God say? We need to bring light, not heat. If there was ever a day when Christians need to know the truth and then say it with love, it's today.
Da, a fost un trailer la o emisiune, o serie de emisiuni de 12 episoade care se difuzează la noi pe canalul Alpha Omega TV în zilele de vineri, dimineața la 8 și seara de la 6 și jumătate cu Chip Ingram despre impactul culturii. O serie interesantă de cultură generală. Din păcate, unii creștini doresc doar studii biblice, doresc doar predici de la ambon. Iată că e important să ne deschidem mintea și să vedem ce zice Domnul, ce zice Scriptura despre diverse aspecte ale societății, ale culturii, ale lumii înconjurătoare. Acest lucru încearcă Chip Ingram în stilul lui dezvolt, liber, descătușat, să zic așa, de a prezenta adevărul biblic într-o formă provocatoare. Acum vreau să vă vorbesc în această ultimă parte a emisiunii din nou despre revistă. Desigur, dumneavoastră mulți ați primit-o deja, o am în mână, ultima ediție a revistei Alpha Omega TV Magazine. Tema acestei reviste pe mulți a șocat, dar am primit deja comentarii deosebite despre creștinul și depresia. Mulți spun, nu e compatibilă. Ideea de creștinism nu ar trebui să fie compatibilă cu depresia. Orice creștin care se încrede în Domnul are o așteptare a biruinței, a victoriei. Este cu Domnul Iisus Hristos și dacă ești cu El, depresia, descurajarea nu are loc. Ar fi bine să fie așa, iată, însă că foarte mulți credincioși se confruntă cu această boală a secolului, creștini deprimați, creștini descurajați. Trebuie să spunem lucrurilor pe nume, nu știm de ce, cum, din ce cauză, la fiecare, de la caz la caz, sunt uși pe care cel rău le-a găsit în viața multora pentru a le aduce descurajare, depresie, dezorientare, confuzie. O revistă, zic eu, deosebită, o colecție de materiale care cred că vă vor încuraja și vor ridica și pe dumneavoastră, chiar înainte de a intra în această emisiune, Sorin, care a scris și editorialul și a coordonat conținutul acestei reviste, mi-a trimis un comentariu. Acest comentariu spune, revista aceasta, abordarea aceasta creștină și depresie este deosebită. Prima dată acea persoană, îl cheamă Gili, și spun, îl cunoaștem, un prieten de-al nostru, nu vă spun ce anume, o abordare unică acestui gen de probleme. Vă îndemn să vă abonați. Aceste reviste tipărite de noi 9.000 și de exemplare, ne-am rugat chiar zilele acestea să Domnul să crească numărul de abonați la 10.000, acesta este targetul nostru pe finalul acestui an, 10.000 de reviste gratuite, deocamdată sunt câteva sute încă până ajungem la această cifră, reviste care distribuim gratuit peste tot în România, doar să intrați pe site-ul care îl aveți acolo pe ecran în timp ce vă vorbesc, să vă abonați sau să dați un număr, să dați un telefon și să spuneți vreau abonament gratuit la revistă, să vă dați adresa, pentru că altfel nu vă putem trimite conform legislației GDPR această revistă. Dacă mai este nevoie, un scurt spot care sintetizează articolele și abordarea acestei reviste, un spot video pregătit pentru dumneavoastră. A fost spot pentru această revistă. Vă reamintesc, revista aceasta este gratuită. Peste 9.000 de exemplare se distribuie și în prezent la cei care doresc din România. Tema deosebită a acestei reviste, creștinul și depresie, deși poate că ar fi trebuit să avem un număr mai triumfalist. Noi, practic, suntem în al 11-lea an, anul 11, numărul 2, cu această revistă. De 10 ani și ceva facem aceste reviste pentru dumneavoastră. E o muncă de anduranță. Mulțumesc Dumnezeu și mulțumesc lui Sorin, care de la început a preluat această revistă și împreună cu echipa lui o face ca să iasă tot mai bună de fiecare dată. Și acum vreau să prezint câteva cărți în finalul emisiunii. Sigur că această emisiune o vedeți în primă difuzare și după aceea în reluare în câteva zile, în prima săptămână din luna martie, în jurul zilei de 8 martie. Poate și 9 și 10 mai sunt niște reluări acestei emisiuni. Este o zi în care ne gândim la soțiile noastre, bine ar fi să ne gândim mai des la ele și să le onorăm, să le vedem prin ochii lui Dumnezeu ca un ajutor potrivit pe care Dumnezeu ne-l dă, dar egal e nouă, acolo în cer nu va fi deosebire dintre unul sau altul, evreu și grec, zicem noi, de a ne oprim aici. Avem funcții, responsabilități diferite, dar suntem egal, suntem una. E o dezbatere interesantă, o să mai fie și alte emisiuni pe această temă. Eu o să vă recomand câteva cărți pe care
dacă sunteți soți, comandați-le la Alfa Omega TV, faceți lunga două soției dumneavoastră, Femeia ale Destinului, de Cindy Jacobs. O carte mai veche, dar așa de căpătâi. Să nu credem că numai noi bărbați avem un destin, o chemare, sunt și femeile de lângă noi, soțiile noastre, surorile, mamele noastre, persoanele de sex feminin care au fiecare o chemare specifică din partea Domnului. E bine să o cunoaștem, să o identificăm, e bine să le încurajăm să-și caute chemarea, destinul și menirea. O carte iar mai veche cu inspirații scripturale, O femeie înțeleaptă spunea odată, Răspunsuri pentru astăzi din partea femeilor din Biblie, o trecere în revistă, o selecție de femei ale Bibliei și ce au însemnat ele pentru zestrea spirituală a soțiilor, a neamurilor, a noastră, acum în secolul 21. O carte chiar provocatoare, chiar prin titlu, Femei, arma secretă a Dumnezeu, am zis de mai multe ori, femeile, da, pot fi o armă secretă a Dumnezeu, ceva pe care Dumnezeu le potențiază pe surorile noastre ca să fie dincolo de parte din familie, alături de noi, să fie parte din armata Domnului pentru bătăliile, pentru secerâșul zilor de pe urmă. O carte a lui Ed Silvoso, a unui bărbat, dar care cred că deschide un subiect de discuție important legat de chemarea la luptă spirituală, la împlinire în confruntare spirituală a soțiilor noastre și un seminar biblic, Căsătoria și Familia, un ghid de studiu cu Oli Oniga. Acest ghid vi se oferă împreună cu un DVD care sintetizează niște seminarii biblice pe această temă. Sunt subiecte sensibile abordate succint, clar, mai ales pentru familie tinere, de Oli Oniga. Și mai adaug eu o recomandare. E o carte gratuită, are 260 de pagini, 266 de pagini. Mai avem destul de multe exemplare, oricine dă un telefon și dorește unul sau două exemplare, vi se poate trimite gratuit acasă sau împreună cu o comandă pe care o faceți despre vindecarea sufletului unei femei. O carte practică care cred că vă ajuta și vă va ridica în această vreme. Cam atât despre problemele acestei săptămâni. Sigur, să încheiem cu un spot care îl difuzăm de mai multă vreme așa pe finalul emisiunilor Alfa Omega în Obiectiv, pentru că vă mulțumesc în primul rând celor care ne-au ajutat în acest început de an, ce că este un an greu, dificil pentru fiecare, sunt presiuni financiare, materiale peste casele multora dintre dumneavoastră, dar apreciez pe cei care ascultați în boldul Domnului și le mulțumesc de a pune o sămânță a credinței și ne ajuta și pe noi să vă slujim prin media. Aveți un site de unde găsiți informații pentru dacă Dumnezeu vă pune pe inimă să ne ajutați financiar, însă o modalitate pe început de an care este din nou și din nou actuală este aceea de a redirecta 3,5% din impozitul pe venit al salariului dumneavoastră către Fundația Alfa Omega TV, un scurt spot care adăugăm la finalul acestei emisiuni. Eu până atunci, până săptămâna viitoare, vă spun la revedere. Nu uitați, rămâneți și fiți pe mai departe parte din lucrarea Alfa Omega TV. Vieți transformate, destine schimbate. O viziune pentru o națiune atinsă de Dumnezeu. Prin programele și proiectele Alfa Omega TV, români de pretutindeni sunt mântuiți, încurajați, vindecați și eliberați. Împreună cu Alfa Omega TV și tu poți să faci misiune prin media. Redirecționează până la 3,5% din impozitul pe venit. Fii parte la lucrarea de misiune prin media din România. Oh.